O liturghie, am zice, ca cea de ieri, ca cea poate de alaltă ieri, dar nu-i ca liturghia din prima zi de hirotonie. Ce m-aș bucura și eu să fiu la fiecare sfântă liturghie, ca la prima liturghie pe care am săvârșit-o ca preot, sau ca la prima liturghie săvârșită ca arhiereu. E greu să ne păstrăm Duhul. Intrăm unii mai devreme, alții mai târziu, unii mai mulți, alții mai puțin, într-un duh de rutină. Și noi preoții, și maicile, și călugării, aceleași slujbe, aceleași privegheri, aceleași Doamne miluiește, nu-i altul, aceleași rugăciuni le citim. Și nu-i nici ușor să ieșim din această rutină, dar e de mare trebuință să ieșim. Pentru că altfel vom sta în fața dumnezeieștii mese, în fața lui Dumnezeu, ca stanele de piatră. Nu se va mișca nimic în noi și dacă nu se mișcă în noi, nu se va mișca nici în credincioși. Vom fi simpli conductori de electricitate, canale prin care va curge harul ca să ajungă la credinciosul cu minte simplu și curat, dar noi nu prea va mai lucra. La ce ne ajută totuși ca să nu rămânem acolo? Seriozitatea și cumințenia și o evlavie care, deși câteodată poate să pară că ar fi numai pentru cele din afară, poate să lucreze și pe dinăuntru. Când venim la dumnezeiasca liturghie, ne pregătim pentru dumnezeiasca liturghie cu cele ce ne-au pus părinții la îndemână, canonul pentru Sfânta Împărtășanie, și ne-l facem așa cum putem. Mai duși de gând, mai neatenți, dar ne-l facem, e un pas nu mic în a nu ajunge și a sta în fața tronului dumnezeiesc nesimțitori. După ce m-am împărtășit, un părinte binevoitor și sunt sigur că avea inimă bună, a venit în timp ce stăteam pe scaun și luam puțin anafură să-mi citească rugăciunile de mulțumire după Sfânta Împărtășanie. Și am zis, părinte, încă n-am ajuns la pat să-mi citească altcineva rugăciunile. Și ce zice una din rugăciunile de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie? De ce ne împărtășim părinților și maicilor? Pentru ce ne împărtășim? Pentru ce ne rugăm lui Dumnezeu? Sau cum ne rugăm lui Dumnezeu să ne fie? Pentru ce să ne fie Sfântul lui trup și prea scumpul lui sânge, într-un nimic diferit de sângele care a curs din coasta lui și din mâinile lui pe Golgota, într-un nimic diferit, cel din potir de acum. Dăm, Doamne, să fie acestea spre tămăduirea sufletului și a trupului. De câte ori când am fost bolnavi, am mers să ne împărtășim. Întâi ne-am dus la doctor să ne dea rețeta și apoi am venit și ne-am și împărtășit. Spre izgonirea tot potrivnicul. Păi cum să stea potrivnicul alături de cel care poartă în el pe Hristos? Că este același Hristos care este în noi, cu trupul și cu sângele său unit cu dumnezeirea, bineînțeles, ca și Hristos acela în fața căruia demonii nu îndrăzneau să se apropie. Același este.
spre izgonirea tot potrivnicul, spre luminarea ochilor inimii mele. Nu doar la orbul care era, mai mulți orbi din Evanghelie, nu doar pe aceia îi tămăduiește Domnul și pe noi, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, atât de împrăștiați lăuntric fiind, dumnezeiasca împărtășanie, Domnul coagulează, strânge, ne scoate din toate fărâmiturile, fărâmițările, dezintegrările la care ne aduce păcatul, Domnul ne readună, ne reface ca un joc de puzzle pe care el din start îl știe cum trebuie să arate. Spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, spre credință neînfruntată, adică nerușinată, care nu este rușinată, nu nerușinată în primul sens al cuvântului, spre dragoste nefățarnică, spre desăvârșirea înțelepciunii, spre paza poruncilor tale, că știm, Doamne, că nu avem putere noi singuri să-ți păzim poruncile. Dacă Tu însuți nu vii în noi și ne întărești și ne ajuți și ne luminezi să înțelegem și apoi să putem să-ți păzim poruncile, spre păzirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har, har peste har și binecuvântare peste binecuvântare, în așteptarea harului și a binecuvântării, care acum nu-l putem intui nici măcar când ne împărtășim. Cum zicem după ce ne-am împărtășit? În taină, bineînțeles, preoții știu, dar acum le zicem și la maici. Rostim o rugăciune în care zicem: dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Adică vom avea parte părinților și maicilor de o împărtășire cu Dumnezeu mai mult decât împărtășirea cu trupul și sângele Lui. Cum va fi? Nu știu. Dar e ceva mai mult decât atât. Despre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Într-o această împărăție pe care am binecuvântat-o la începutul dumnezeieștii liturghii și în care am intrat atunci și din care bine ar fi să nu ieșim, într-o această împărăție părinților și maicilor să ne facă Dumnezeu parte, ca nu să stăm în jurul unui tron și a unei mese pământești, ci toți în jurul mielului înjunghiat de la întemeierea lumii. Hristos a înviat! Amen.